ia uite. Nu mai vreau să văd așa. Gata, ce te rog să mă iei. Uitați-vă la Greta cu câtă plăcere vrea să-mi facă rău. Ia uite, Greta! Dai să mai stai tu puțin acolo cu nerea. Lasă-mă, serios, femeia, face. Greta, ce faci cu alea? Mă, eu după, să știi că după vine Ramon și trebuie să cânte. Da. Eu după aia pe 20... Hai, am și spectacol la teatru. Începe și România au talent vinerea viitoare. Măi, oameni buni, eu trebuie să fiu... Wow! Adela, tu vrei să mă omori? Nu mai pot de drag! Adela, aici, aici, aici. Nu mai pot de entuziasm și de drag. Eu am fost invitată la această probă. N-a fost ușor. Nu a fost ușor, dragi spectatori. Tot ce pot să vă spun este că știu regulile. Tu știi regulile? Știi despre ce e vorba în acest, în acest concurs? Da, mă rog, ceva concurs de genul. Probă, că știu. Probă. Ideea este în felul următor. Tu vei primi o întrebare. Da. Va trebui musai să ne dai răspunsul la întrebare. Dacă ești un tip asumat, sigur pe tine, da, fără regrete, da, vei citi și întrebarea. Asumat sunt. Dacă acum... Dacă nu ești un tip asumat, fricos, da, temător, vei alege să mănânci din, ce sunt astea, bulete de cașcaval. Așa? Care sunt nu picante, sunt extrem de picante, sunt buletele deosebit de picante. Nu, 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 nu. Buletele? Sosurile, sosurile. A. Ești la mâna mea, sosurile le pun eu. Mamă, deci când te lași pe mâna unui... Radule, tu cum mai reziști în casă? I-a luat gura. Deci e atât de... I-a luat gura foc, am înțeles. Nu mie lui. Bun, să trecem la întrebări. Ce-am zis, măi? Nimica, nimica, da. Uai, Radule, ești pregătit? Da, sunt pregătit, m-am născut pregătit. Ce să zic? Hai, fă-mă de mirul lumii, ia. Fii atent. Da, deci. Și. Atenție, atenție, întrebarea o citești în gând. Întrebarea o citesc în gând. Deci răspunsul cu voce tare, indiferent care va fi alegerea, okay, ta, adică să citești întrebarea sau să mănânci picant, răspunsul trebuie să-l dai. Deci te rog frumos să citești întrebarea tare. Să citesc în... În gând. A, în gând, cu voce tare. În gând, cu voce tare. Bun. Mă, dar câtă întrebare. De când aștepta momentul acesta? E? Wow! Băi, nu se poate. De ce m-a făcut? Da, înțeles-o? Doamne, băi, deci... Fai, nu se poate. Dă răspunsul la întrebare. Dă răspunsul la întrebare și abia apoi te hotărăști ce faci. Dacă citești întrebarea sau mănânci picant. Mănânc picant. Eu acum aștept două nume. A, dar dacă mâncam, dacă citeam întrebarea, atunci nu trebuia să răspund. Nu, deci răspunsul trebuie să-l dai orice s-ar întâmpla. Tu răspunsul trebuie să-l dai orice s-ar întâmpla. Dacă ești un tip asumat, da, sigur pe tine, citești și întrebarea ca să înțeleagă oamenii care a fost răspunsul. Da, citesc întrebarea. Du-te ca de să... aici, tu vorbești serios? Păi da, ca am să vedeți... răspunsul. La... Păi nu, dar nu există răspuns. Așa este răspuns. Concursul. Așa este această probă. Deci fii atent. Tu poți să dai două nume. Atenție, ascultă-mă. Băi, ești deci... în... Pavel, uite la mine. Suntem din același strus. Uite la mine. Ești așa, în siguranță. Ești în siguranță. Dai două nume. Lumea nu știe despre ce e vorba. Lumea n-a înțeles care este întrebarea, că n-a de să știe. Da? Ba, bun, ok. Da? Hai, deci bine, dai două nume. Dau două nume. Zi. Haide. Deci, hai să mor eu. Asta să fie sau... Pavel, bă, dacă... nu se poate, nu se poate să faceți asta. Deci dacă mănânc picant, atunci nu se știe întrebarea. Da. Bun. Deci dacă ai ales să mănânci... Deci mai întâi dă numele. Bun. Dă răspunsul mai întâi. Și după vedem noi ce facem. Ești în siguranță? Ascultă-mă, da, puțin, dai răspunsul. După care, dacă nu vrei să citești întrebarea, mănânci, uite, buleta bine, asta de cașcaval, okay, inofensivă. Hai, ce să zic? Zic două nume. Da. Dragoș. Perfect. Și... Care Dragoș? Dragoș, Dragoș Bucur. Perfect. Așa, și... Și Teo. Ce? Teo Roz. Teo Roz. Bun, da, perfect. Acum, vreau să-mi spui dacă citim întrebarea. Să înțeleagă oamenii ce răspunsuri ai oferit. Nu. La ce întrebare? Nu, mănânci! Da. Mănânci! Da. Bine. Să-ți o dau întreagă, să-ți... Mamă, cum sună asta?
Stai un pic că sunt totuși așa, hai. Fost vorba aia. Gata, poftim. Nu mă, stai mă puțin, aia, nici chiar așa. Așa, dă și pe jos, da, stai mă un pic, dă și pe jos, iare, dă și pe ăsta, dă și sub soară, adică, bă, serios, bă, aici cine a stat? A stat Adela, dă și pe, bă, serios, acum, aia, bagă și în ăsta, bă, fă și lapte, așa, bă, frumos. Gata. Uite, mai am puțin de cafea. Deschide gura. Lacrimile cristaline. Bun, da. bun. Hai că am lămurit. Bravo, excelent. Bun, mergem la următoarea întrebare, dragi și de spectatori și dragul meu Pavel Bartoș. Ești pregătit? Da. Te rog să o citești în gând. Bă, da, cât am întrebările. Capul meu nu mai pot. Bun. Ah, bun, ca să fie foarte clar, atenție, întrebarea pe care... Ascultă-mă, Pavel, nu să știe nimeni întrebarea... Bun, okay. Da? Așa, gata. Bine, să oricum fie clar. Nu era, mai mult i-am dat noi importanță. Așa, întrebări. Bă, dar ce întrebări v-ați găsit să-mi dați pe bune? Eu mai pregătesc, mă duc puțin la bucătărie. Hai să vedem ce să mai alegem noi de aici. Da. Mad dog. Am pregătit pentru tine. Asta dacă nu, nu vrei desigur să... Da. Ideea este că... Nu puteam, mă puteam. Da. Deci, mad nu, dog. Dă răspunsul. Mai întâi dai răspunsul. Da? Așa este regula. Ia. Acum, hopa, fă tot meza în plasul aia. Deci fă tot meza în plasul. Acum, iarăși, dă-l pe aici pe masă, dă-l pe aici, iar, bagă și-l în cafea, bagă și-l în lapte. Adică, serios, hai, dă și pe jos, Bobby, serios, calcă și pe ea. Tu ești un tip extraordinar de amuzant, adică chiar murind de râs. Ideea este în felul următor, dă răspunsul la întrebare. Da. Că ai de zis trei nume din câte am observat eu. Da, dar nu din... Cum să zic eu, poate să fie din lumea largă. Nu, se specifică din... Că din România. Scrie exact în întrebare. De, ca să vă zic exact, să fie clar. Din România. Da? Ia. Ia să vedem. Ce voiam eu ca să zic? Dar există și cum nu. Cum să zici de există mine? Și nu. Să... Bine, uite, Adela Popescu. Hai, nu fi, Rodica Popescu Bitănescu. Mamă. Și mai trebuie să dau un nume, nu? Hai, Rodica Mandache. Hai, nu fi. Serios. Nu, că încep să-mi pun întrebări în ceea ce te bun, privește. Deci nu. Bun. Așa, deci ai trei nume. Trei nume, așa. Poți să mănânci liniștit după aia, da? Dar nu știu, să mor eu. Deci, hai zi, hai! Deci nu știu... Hai mă, Pavel! Vorba aia! Vorba aia, da, Adela Popescu, bun. Odată, de deci două ori, rămâne, da, rămâne, okay, așa, doi. Așa, Mădălina Ghenea, așa, și cu, uite, nu știu cine mai ar mai putea fi, înțelegi? Să mă, deci este... Nu, e ceva, da, e foarte greu. Ia. Ha! Andreesca! Mamă! Așa. Bun, gata. Bun, așa. Deci ce facem în situația asta? Bă, ce om, bă, ce om, bă, ce om, bine. Ce nu fac? Azi, bărbați, pentru Ghenea închiriau private jet. Tu ai mâncat o buletă de cașcaval. Hai. Hai, uite, Pavel, atenție, am rupt întrebarea, da? Bun, mergem mai departe. Mama, ești pregătit? Să nu mai dați pe jos. Ascultă-mă, că... concentrează-te, știu că este iute, dar te rog să te concentrezi. Primești a patra întrebare, a treia, de fapt. Poftim. Ia. Hai, mă, Pavel. Da. Zi mai întâi răspunsul la întrebare. Nu, la asta nu mai mănânc. Pot să dau... Să mureți și voi mai vreți că... Vedeți că trebuie să vină Ramon cu limba asta, o să fie așa... Hai,
Hai, zi răspunsul odată. Zic. Deci. Răspunsul mai întâi. Răspunsul mai întâi. Că este prea cu bun simț, are un bun simț până la culme, serios, așa, că nu vorbește de rău pe nimeni. Deci, și... deci... Da. Asta e? Da. Și că... E atât de calm în situații în care ar trebui să nu fie calm. Da. Bun. Da. Am înțeles. Ce facem în situația asta? Citești întrebarea, nu? Deci, știm că e un om extraordinar, dar cu siguranță are și defecte. Spune trei lucruri care te enervează la culme la prietenul tău, Smiley. Te enervează pe tine că e calm? Mă enervează câteodată, trebuie să fim, nu știu cum, nu neapărat, sunt situații mai, cum să zic eu, care necesită... Care cer mai multă implicare. Mm-hmm. Și lasă că... O că să Dumnezeu fie, care nu... Mă duc cu tine, lasă, tu du-te înainte că vin eu după tine, nu știu ce, tu prezintă că eu dorm. Uite și asta, că doarme. Doarme în orice poziție, deci eu n-am văzut om care să doarmă în orice... Tu știi că am dormit la morgă? Eu nu cred că la morgă dormi. La morgă filmam așa și o scenă, trebuie să mă bage în frigider. Dracului te confundau ăștia cu unul și îți făceau autopsie. Nu, stai puțin. Și au deschis frigiderul, m-au băgat acolo și până au aranjat ei camerele, am adormit. Și când s-a dat acolo? În morgă. Doamne, deci n-aș intra în morgă în primul rând. Mamă, deci asta. Și că erau și colocatari. Deci da, colocatari pe bune. Am înțeles, fii atent că mai avem... Ai văzut, ai atâta liniște. Băi, la tine că liniște, dar el poate să fie bombe în jur. Și el, pa, nu știu ce. Deci este cel... Uite, asta mă enervează cel mai. Că poate să doarmă în orice poziție. Bun, enervat. Fii atent, hai să mergem la următoarea întrebare. Și ultima. Ultima, ia să vedem. No! Ce prost sunt. Citește un gând. Așa. Hai că nu e complicat. Hai că nu e complicat. Dă răspunsul. Asta poți să știi. Deci. Așa. Deci e Răzvan Fodor. Așa. L-a Tudor Chirilă. Da? E de bază, așa. Tu vorbești serios? Da, Tudor Chirilă. Și Alexandru Papadopol. Nu! Ba da. Păi tu vorbești serios? Da. Acești erudiți? Da, acești erudiți. Plus că în ultima vreme ne-am și erudicizat. Vă erudicizați, văd că adică destul de des. Am citit multe cărți împreună. Bun, înțeleg. Da, am fost la bibliotecă. Citim, citesc, mâncăm sau citești? Asta e frumos. Da, hai zi. Deci, alcătuiește un top 3 al celor mai buni prieteni cu care, așa, prieteni cu care bei un pahar din lumea actoricească. Nu. Deci, într-un top 3 al celor mai buni prieteni cu paharul. Deci, ei sunt prieteni cu paharul, nu cu tine. A, da? Nu, eu am de cu care am băut eu. Deci am făcut față. Nu. Ideea cu cine mă-și prisuiesc cel mai bine sunt cu ăștia. Vezi că m-ai supărat și îți mai dau o întrebare pentru treaba asta. Ia, te rog frumos. Păi nu, hai. Vezi că este o întrebare serioasă și cere un răspuns serios. Te rog frumos să o citești în gând și răspunsul să ne-l oferi repede, dacă se poate. Nimeni. Serios. Nu există. Ba da, nimeni, jur. Jur. Și eu. Nu mai bine, știu poate când... eu. Poate eu, da. Nu. Bine, mă, da, am înțeles. Nu, e clară treaba, nu știu, mă fac cu tine. Hai, totuși, ca să terminăm ce am început. A, mai dă o întrebare. Asta zic. Nu, că nu mă, pe mine nu mă duci cu zahărelul. Fii atent aici. Ia. Citește. Băi, deci mă omori. Da. Cred că voi... cred că mă duc chiar spre Mad Dog. Da, nu, clar, o să mănânc picant. Așa? Totuși vreau să dai răspunsul la întrebare. Deci, trei nume. Trei. Mă gândesc, Doamne. Nu, stai liniștit. Chiar sincer, avem tot timpul din lume. Stai liniștit, nu te stresa.
Vorba aia. Lucrăm la aprozar, nu e problema. Nu știu, se mure, deci dacă... Așa. Zi numele. Și apoi vedem noi ce facem. A, zic numele? Nu. Suntem la Măruță. Da. La Pro TV. După, ce, întrebări, după ce întrebări mi-a spus păreți de la altă televiziune, iertați-mă, doamnă. Iertați-mă, doamnă, cred că ați venit de la o televiziune concurentă și... Nu noi, dar nu cercetătorii britanici. CBRR, da, da. După Brexit, cercetătorii ăștia britanici s-au dus în altă... Hai, dă răspunsul la întrebare. Așa. Sau răspunsurile, că nu știu ce ai tu acolo. Așa. Așa. Să... Mai bine să fie decât să nu fie. Așa. Bun. Daniel Pavel. Okay. Așa. Bun. Așa. Că zici Daniel Pavel, te referi la domnul Dan, da? La domnul Dan, okay, da, okay, la nu, domnul Dan, fie, așa. Am gândit că vreun frate de-al tău, ceva. Nu, la domnul nu, Dan, nu, așa. Și... Ai zis unul, da? Da, da, nu, da, nu zici... știu, nu știu, din... Cred că trebuie să zici... A, trei. Trebuie să zici trei. Trei. Ai zis... Păi am zis doi, da, Daniel și Pavel. Hai zi, deci avem domnul Dan, mai departe. Deci domnul Dan... e cel care vorbește cu voce groasă. Nu știu, nu știu cum, dar nu știu cum se... Radu Vulcan? Poftim? Nu. Ia, hai. Trebuie să fie cunoscut. Așa. Hai că trebuie să știm și noi cine e. Haide, Pavel, haide, Pavel. Nu știu să mor, deci haide, haide, repede, repede, hai că nu avem timp. Zi, hai. Hai, gând. Nu știu să mor, pe bune, nu, nu știu. Măcar unul, Pavel, măcar, unu. Măcar o persoană, măcar un nume. Mai dă-mi un nume. Răzvan Fodor. Nu, Horia Brenciu. Nu. Ok, ok, așa. Și încă unul, hai repede. Deci mai avem unul, zi, zi. Horia Brenciu și cu... 4. Așa. 3. Și Cosmin Seleș. 2. Așa, hai. Perfect. Bănuiesc că poți să-ți dai dacă vrei. Da. Ia. Nu. Hai, te rog, lasă-mă să citesc într-o. Nu, te rog. Nu. Nu, serios, acum până la urmă. Nu. Nici nu mai am ce să citesc acum, da. Nu, că țin la ei foarte mult și nu. Nu. Așa, ia. Și eu și la tine de-aia îți dau buleta asta de cașcaval. Ia zic. Săracu. Știi care e vestea proastă după această rubrică? Că ce e mai rău abia acum vine, că sunt ceapă oameni să te întrebe, care a fost întrebarea.